Hello and welcome! Bine v-am regăsit la un nou review pe acest canal. De data asta o să facem un review la o nouă achiziție pentru computerul meu, și anume la un SSD de la Samsung de 1 Tera pe varianta SATA 3. Da, știu, există și pe PCI Express, cu viteze de acces mult mai mari, deci cu prețul mai mare. E bine, în schimb o să facem astăzi review la această componentă, la acest SSD de la Samsung de 1 Tera 860 EVO. Acest SSD a fost achiziționat recent, mai exact astăzi, de la eMAG, la prețul de 799 de lei, Samsung de 1 Tera. Momentan este pe, dacă nu chiar cel mai jos preț existent acum pe piață, pe 16 ianuarie, când filmez acest review, 2019. Vom desface să vedem ce avem în pachete, prima dată când îl desfac și eu. Are sigiliu pus, foarte important să luați acest pachet cu sigiliu. Avem și un cutic care vă face această operațiune. Mai întâi să vedem ce ne mai scrie pe cutie. Pe față avem o poză cu SSD-ul, VNAT SSD, SSD that makes the difference. Probabil, eu vin tot de la un SSD, dar de 240 de giga de la Kingston. Îl am de vreo 3 ani, deja a început la halt, la durata de viață se arată 98% și nu mai recunoaște tot spațiul de stocare, așa că au fost nevoie să trec la acest SSD. Pe partea stângă ne mai scrie încă o dată denumirea. Aici vedem că este de 1 Tera, denumirea, un serial number, un produs în Corea. Pe spate, că face diferența, am mai văzut asta. Și alte, în toate diferite limbi. Asta să le citim acum. Nu foarte mult, hai să desfacem. Sigiliul deja și-a pierdut din valoare. Ta-da! Ia să vedem manual de utilizare pe care nu-l citește nimeni, nici noi. Și ajungem la partea interesantă, SSD-ul în sine. Dăm și asta la o parte. Așa arată SSD-ul, o bucată de metal de tip SATA rece pe care o vom instala în laptopul nostru. Am trecut pe Samsung deoarece se spune că fiabilitatea este cea mai de best în această companie. Câteva detalii tehnice ce aș putea să vă mai prezint. Este SATA 3, are un controller de la Samsung MGX, un controller intern, cum s-ar zice, un controller de-al lor. Totalul de terabyte ce poate fi scris pe acest SSD este de 600 și garanție 5 ani. Nu m-am uitat cât a oferit un Mac, dar cei de la Samsung recomandă pentru acest tip de SSD 5 ani, astfel încât în următorii 5 ani la o folosire obișnuită, să zicem, un consumator normal ar trebui să te țină. Și alte detalii mai puțin semnificative, cam asta este de ce ne interesează.
Mai trebuie remarcat faptul că este TLC, adică se folosește 3 chipuri pentru a stoca memoria pe care noi o dăm. Este o memorie mai lentă, dar mai ieftină. Desigur, mai există și SLC și MLC, SLC fiind cea mai de best, folosită la servere, în principiu. Mai puțin în comerț, se mai găsesc MLC, dar cele mai multe este de tip TLC, cum este și acest SSD. Cam acesta a fost review-ul acestui SSD pe SATA 3 de la Samsung, la un preț de 799 de lei de la eMAG. Un nou review, ne vom revedea data viitoare.